Salut, fraților, ca și de obicei, ca și în fiecare zi, Victor aici pentru voi cu câte un video bun și astăzi continuăm cu istoria sifonului. Vorbim despre cazul cel mai puternic pe omul care l-a sifonat. Un caz foarte, foarte, foarte puternic, cred că e cel mai puternic caz de sifonare din România, în care mondialul îl leagă pe Marius Negrea de la Bistrița, un traficant de droguri internațional, care aducea droguri din Sud America înspre Europa, după aceea din Europa le trimitea în Germania, în Marea Britanie, în Franța, în Spania, în legăturile care le avea pentru distribuirea mărfii când ajungea pe Europa, cu transporturi de camioane sau transporturi de mașini mici, în care făceau ascunzători în garajele lor în Germania, în Germania unde făceau ascunzători la mașini și transportau drogurile, cocaina, iarba sau ce produse aveau de transportat pe toată Europa. Mult făcea Marea Britanie, Spania, Belgia, Olanda, pentru că acolo vineau și de acolo le luau și le duceau după aceea în Germania, din Germania le distribuiau pe toată Europa. Deci omul Marius Negrea, un om foarte inteligent, foarte puternic, cu relații internaționale. Și dacă vă uitați în video la Mondialul, îl vedeți la petreceri acum 5 ani de zile la Marius Negrea, unde se duce și se fălește și Mondialul. Și după aceea îl aveți, unde credeți că îl mai aveți? Ha? Ia gândiți-vă bine voi așa, unde credeți că s-a mai băgat omul? La Remus de la Bistrița. Că v-am făcut cazul cu Remus de la Bistrița, care l-a arestat, încă cazul îi pe rol. Oamenii încă se judecă în dosarul ăla. Înțelegeți cum stă treaba cu Remus de la Bistrița? Și l-avem pe Marius Negrea de la Bistrița, ăsta cel mai puternic, puternic de puternic. Și el tot așa, omul, a fost invitat la petreceri la Marius Negrea, cum era invitat la petreceri la Remus, tot de la Bistrița, care a fost prins cu 103 kg de iarbă, de rezin de cannabis, care și în ziua de astăzi am primit informația că în 2020 se judecă în dosarul ăsta. Înțelegeți? Se judecă în dosarul ăsta. Informația mi-a venit. Și acum să vorbim despre Marius Negrea. Cum a ajuns el la Marius Negrea? Măi, fraților, ați văzut toți la el în pagină. Acum 5 ani are vloguri cum au fost la petrecerile lui Marius Negrea la el, la vilă, la Bistrița. Deci omul era tovarăș cu el. Din ce cauză? Hai să vă explic. După ce ați văzut vloguri, are un vlog unde merge el la Germania, la el acolo, să-i cumpere mașină la cine? La Coconaș. Merge să-i cumpere la Coconaș mașină din Germania. Cu ce scop s-a dus el în Germania? Pentru că și el se îmbăriga la traficul de droguri. Și atunci s-a dus acolo pentru ce? Să vadă cum stă treaba ca să primească marfă în România. Omul era în combinație cu omul de la Bistrița, cu Marius Negrea. Și omul cu caracter au crezut că el e mondial, nu-i sifon, pentru că oamenii nu l-au cunoscut și i-o deslușit tot timpul din afacerile lui. Asta e greșeala cea mai mare care o fac alții când capătă prietenie cu unii care se cred mondiali și cred că sunt oameni de contact. Ăștia nu sunt oameni de contact, ăștia te sifonează, numai oamenii nu i-au știut trecutul. Înțelegeți? Și l-au apropiat familiei lor pentru că au crezut că e un om cu respect care vrea să-și facă și el combinația, treaba și să tacă mai dincolo, înțelegi? Să nu mai s-audă ce se întâmplă. Că așa îi întrebuiesc, nu? Dar el nu. El ce-a făcut? Cu scopul de a ajunge mai departe, s-a dus și în Germania, a intrat și în garajele lor, au văzut cum stă treaba cu distribuiri, cu chestii, cu marfă, cu ăsta, înțelegi? L-au băgat oamenii în seamă, i-au dat avantaje și lui. Măi, fraților, omul e pericol social. Omul e pericol social. Vă dați seama, o legat cel mai mare
traficant de droguri internațional din Ardeal, frate. Pe Marius Negrea, frate. I-a distrus familia, s-a băgat la petreceri, l-a chemat omul la petreceri. O mânca și o băut, ca la Remus de la Bistrița. Când v-am zis că o lega băieți grei, Victor, nu vă minte, pentru că lumea mă sună, frate, și spune-le, frate, povestește-le la lume, să vadă lumea ce sifon e omul. Înțelegi că alții tăți îl pupă în cur, îl pupă în cur, dar au distrus familii, frate, la Bistrița. Oamenii care remu sunt că și acum în 2020 se judecă pe dosarul ăsta. Înțelegeți? Băiatul ăsta, Marius Negrea de la Bistrița, ăsta ăsta șmecher, mă, ăsta creier. Bă, ăsta creier, frate, internațional. Internațional, om. Trafic internațional, aducea drogurile din Sud America, în Europa, în Olanda, din Olanda le ducea în Belgia, din Belgia le ducea în Germania, unde le ducea în Germania? Unde s-a dus Nelson și-a făcut vlog în Germania? La ce garaje? Ha? Ia bateți-vă și voi la cap și vedeți până unde s-a dus omul, s-a dus să spioneze tocmai până în Europa ca să lege pom, să vadă cum își face combinațiile. Că a muncit garda română, garda spaniolă, garda belgiană, garda olandeză și garda din Marea Britanie. Deci România, Spania, Marea Britanie, Olanda, Belgia și UK. Din România cine? Sifonul nostru mondialul o lega, frate. Există informații, băieții au zis 100%, 100% omul, el l-a legat. El a început cu informații înspre gardă, prin apropierea lui când l-a chemat la petreceri la el, omul cu scopul că vrea să cumpere și el, că vrea să facă și el combinații la Cluj, care și el băieții lui. Și vă dați seama că omul fiind traficant s-a deschis înspre el, că nu știu ce poamă e omul. Și ce a făcut? L-a legat cum l-a legat și pe Remus Negrea, fraților. Înțelegeți ce periculos e? Și a pizit ce eu sunt mondial, eu sunt ăsta. De asta e și frică să umble pe stradă. Când merge pe stradă așa se uită, stânga, dreapta. Înțelegi, dacă zbeară unul mai tare, buf, se bagă direct, direct la beci. Direct la beci. Deci vă dați seama legătoriile care le-au făcut omul și nu mai zic, bă, frate, nu mai zic de mesaje. Din mesaje, frate, uitați-vă ce scrie lumea, fraților. Zice, băi, Victore, oare mai ține minte cum vomita la maiorul Decea de la judiciară și apoi la secția 4 Mănășturi Colina, unde sunt numele grele ale Clujului care au ajuns la poliție din cauza lui și pe toți țiganii din pata râtei o legat. Deci nu a scăpat nimeni de el, frate, nu a scăpat nimeni de el, nu a scăpat, uite, Matiș Mihai Sorin, inculpat, Mureșan Radu Mircea, inculpat, Săplăcan Doru Remus, de la Bistrița, inculpat, Godar Had Ișvan Robert, inculpat, ședința are loc pe 23.09.2020, ora estimată 8.30, complet numărul 3, tip fond de soluție, pe scurt, document. Deci Remus încă și acum se judecă pe dosarul, în 2020 se judecă pe dosarul de la 103 kg de iarbă cu care l-a produs mondialul. Deci mesajele curg, mesajele vin. Vin. Oamenii mă sună, descoperă-l, nu lăsa, arată ce-a făcut la băieți. Arată ce-a făcut la băieți, ca lumea să știe cât e el de mondial, ca băieții să le evite, să n-ajungă la pușcărie, pentru că omul e sifon. Uitați-vă și în vlogul lui acolo, când o mărți la Marius Negrea pe cap, avea șapca NIPD de la poliție, frate, sifon cu legitimație, se mai duce și cu șapca de la NIPD. El e sub acoperire, frate, sub acoperire omul. Înțelegeți? De-aia își permite să facă chestiile astea. De asta oamenii ăștia nu poate să-i facă nimic, că uitați-vă, încă Remus ăla se judecă cu el. În 2020 se judecă. Încă nu i s-a închis dosarul, vă dați seama. În stil de judecată. Marius Negrea direct, l-a arestat direct, pentru că acolo s-a dus omul de cu toate statele europene care umblau să-l prindă. Dar dacă vreau să-l prindă statele europene, trebuia să vină în România după el și nu putea. Și cine a putut să se apropie de el?
Mondialul s-a oprit, au văzut cum stă treaba, au văzut cum stă combinația, au zis că vrea să cumpere și el și când au văzut că vrea să cumpere și oamenii au făcut combinații cu el și pe aceea ce au făcut. Mergeți, fraților, că în Germania, acolo unde e el pe vlog la garaj, acolo își face ascunzătorile pentru mașini, unde îi duce drogurile. De unde credeți că o știu garda? Eu a ajuns la garajele lui Marius. A? Din vlogurile lui, din prăduiala lui, o ajuns de l-o legat pe băiatul ăsta, ca să știe lumea. Băieți, au zis clar că tu te-ai dus cu un scop acolo în Germania să faci combinații. Nu a fost scopul tău de a merge, de a cumpăra mașină. Scopul tău a fost să faci combinații cu marafeturi, să duci la Cluj-Napoca, dar tu l-ai legat pe om. Știi cum stă treaba? Da, băieți, trebuie să zic și la cineva să se desfacă ca să vadă lumea cine ești, să se ferească de tine. Că cine știe pe cine mai legi? Cine știe pe cine mai legi? Și băieți, îmi scrie numai mesaje de mulțumire. Victor, îți mulțumim frumos pentru ceea ce faci, că descoperi pe prăduitorul ăsta care a legat tot Ardealul și zice că e mondialul Ardealului. Dacă o lega băieți la București, dacă o lega băieți la Arad, dacă o lega băieți la Sibiu, întrebați-l de ce nu mai merge la Sibiu. Are interdicție la Sibiu, nu-l primești și băieți în Sibiu. De ce? Un prăduitor de elită, frate. Voi să legi un om ca Marius Negrea, frate, de la Bistrița, traficat internațional cu Sud America, ducea din Sud America, frate, până în Olanda, din Olanda le lua, le ducea în Belgia, din Belgia le punea în UK, din UK le ducea în Germania, din Germania le ducea în Spania, din Spania le ducea în Italia. Bă, făcea omul, vă dați era seama, era creier omul, frate, și nu l-a putut agăța garda, de atâtea ori au vrut să-l arestui și nu a putut să-l facă, că era prea creier omul, până a intrat Mondialul de la Cluj și eu fac cu filet. O zic că și el e mondial la Cluj și vrea să vândă marfă la Cluj și are nevoie, înțelegi? Și vrem băiatul ăsta Marius Negrea și o zic, stai bă că te ajut, că ești tu băiat, ești cu mine, suntem împreună, ești tovarăș. Și mă că am făcut la Premus, așa l-am băgat și pe Remus. Și așa o făcut cu filet la asta, de ajuns garda la el la garaj în Germania, de vedea unde își făcea el ascunzătorile pe mașini de transporta drogurile prin toată Europa sau prin transportorii de camioane care duceau drogurile spre UK, câte 60-70 de kg, câte 100 de kg de cocaină. Nu e vorba de 2-3 kg, fraților, e vorba de 60-70 de kg de cocaină numai pe un transport, înțelegeți? O putere, mă, creier, mă, sunteți nebuni să faci așa combinații și așa îmbârligături, înțelegi? Și eu legat pe toți băieții de la Bistrița 1. Bă, toți o legat. Ca să știți și voi cum stă treaba cu mondialul ăsta care e sifon de meserie de când e mic, frate. De când e mic e sifon. Înțelegeți? O rupt acolo la Decea, la Calea Clujului. Pe toți o legat. Și pe țiganii din groapă. Pe toți o legat. Nu scăpa niciunul din el. De când s-a dus acolo în groapă și a deschis portbagajul să le dai haine, au început țiganii din groapă să arunce cu bolovan după el. El nu mai știa cum să fugă, că a vrut să-l omoare. Pentru că știe de ce omul e sifon. Te-ai ajuns mondial pe sifoneală, tu pe sifoneală, pentru că ai avut o șansă și ai ajuns pe YouTube, lumea ți-a deschis ușile la ei, oamenii mari care făceau combinații mari, ți-au deschis ușile că au crezut că tu ești mondial, cum te dai pe video, dar tu ești prăduitor, tu ești un prăduitor de clasa întâi, de clasa întâi. De clasa întâi. Dar lumea trebuie să știe cine ești. Și eu să aici ca lumea să afle cine ești tu, ce ai făcut tu la băieții de la Bistrița, numai de la Bistrița, Cluj, Oradea, Turda, Arad, Sibiu, București. Bă, tu ești prăduitor mondial și nu o să fii niciodată un mondial, cum te exprimi tu că ești, îți dai tu grade singur, asta e, pentru mine ești un castravete, atâta, un castravete, o ploșniță care a legat băieți cu valoare internațională, cu valoare internațională, om greu, frate, om cu relații internaționale, bulangiule, cu relații internaționale, înțelegi? Îi vedea tu mai încolo în viață cum îi trăia așa cu astea în spate. Că e greu să trăiești cu ele în spate, că ai legat multă lume. Că tu crezi că din toate sutile astea de oameni care le-ai băgat la pușcărie, o să te ierte vreunul. Până la urmă și la unul, într-o zi, te întâlnești cu unul și când ți-a dat două carabe peste gură, ți-a întors și ți-a scos dinții aia care ți-ai pus.
Victoria aici ca să vă facă să aflați adevărul despre mondialul de la Cluj-Napoca. Fraților, sifon de elită, sifon de elită, sifon afon. Vreți să vă răcoriți? Vă răcoriți direct la pușcărie cu sifon afon. Fraților, nu uitați să dați un like dacă v-a plăcut video meu, informația care v-am dat-o despre mondialul, și dacă nu v-ați abonat la pagina mea, nu uitați să vă abonați și la pagina mea. Nu uitați să vă abonați la pagina lui Mirciulică Gordon, nu uitați să vă abonați la pagina lui Faraonul Germanii, nu uitați să vă abonați la pagina lui Clau London Travel, nu uitați să vă abonați la pagina lui Pitbull Atodiresi, pentru că noi promovăm. Nu uitați să vă mai abonați la Pedro Casino și tot așa, fraților, o să încercăm să punem tot mai mulți ca voi să aflați despre ei prin pagina mea și așa să mergeți să vă abonați la ei. Vă place, nu vă place, important e să-i ajutați să aibă pusul ăla să meargă în sus, ca lumea să-i găsească. Victor, vă mulțumesc și că ați fost atenți la video meu și nu uitați, rămâneți aproape, pentru că Victor e aici pentru voi să aflați cine e prăduitorul mondial. Hai că vedem acum!